Horoscop cu Anca Martin. Nața din nou. Compasiunea, sensibilitatea și altruismul sunt specifice configurației astrale, perfectate de lună împreună cu Mercur, aflată în semne de apă. Racilor și fecioarelor nu le lipsește însă abilitatea de a construi relații durabile. Berbec, te pui cu ușurință în pielea apropiaților care îți caută consilierea. Oferă-le sfaturi ca pentru tine însuți. Taur, te lași dus de val când faci planuri de viitor alături de persoana iubită. Dispui însă de resursele materializărilor. Gemeni, unele povești tragice din jurul tău te impresionează puternic. Ai posibilitatea să te implici mai mult decât sufletește. Rac, pe plan sentimental, se poate spune că trăiești una din cele mai fericite perioade. Atitudinea partenerului este fără reproș. Leu, faci mici modificări prin casă care schimbă în totalitate energia locului. Toți membrii familiei simt transformarea. Fecioara, te înțelegi din priviri cu partenerul și nu este nevoie de lungi ședințe de familie. Este dovada unui cuplu trainic. Balanța, nu-ți lipsește nimic acasă, tocmai pentru că ai avut grijă de acest aspect la momentul potrivit. Fructifică-ți eforturile. Scorpion, deși ai o dispoziție romantică, ți-e greu să faci demonstrații de afecțiune. Lasă-te purta de val și vei depăși blocajul. Săgetător, situația fragilă de acasă te afectează mai puțin dacă te simți echilibrat pe interior. Fii mulțumit cu tine însuți. Capricorn, ești dispus să faci concesii pentru cei dragi atâta timp cât nu faci rabat de la principiile tale. Atunci, situația se schimbă. Vărsător, stabilitatea emoțională nu te ajută doar pe tine să revii pe direcția potrivită, ci îi sprijină și pe alții. Ai capacitatea să iluminezi. Pești, înconjoară-te de prieteni loiali la care poți apela cu fiecare ocazie. Acordă-ți timp să ieși și să întreții legături. O zi cât mai frumoasă!